Bun găsit la o nouă rețetă alături de zahărul Bod. Pentru astăzi vom pregăti un cheesecake cu afine și clementine. Iată care sunt ingredientele rețetei. Pentru bază vom avea nevoie de 200 de grame de biscuiți digestivi, 90 de grame de unt cu 80% grăsime, pentru crema de brânză, 500 de grame de cremă de brânză cu 6% grăsime, 150 de grame de zahăr tos, 150 de ml de smântână din lapte pentru frișcă, 30 de grame de zahăr pudră, 20 de grame de gelatină, 100 de ml de suc de clementine, 150 de grame de afine, un praf de sare și o linguriță de extract de vanilie. Pentru topping vom folosi 250 de grame de afine și 150 de grame de zahăr. Punem biscuiții într-un bol și vom mixa până vom obține o compoziție similară nisipului, iar untul vom pune la topit. Am turnat untul peste biscuiți, am omogenizat, iar acum punem într-o formă detașabilă de 20 de cm, tapetată cu hârtie de copt și nivelăm, apoi dăm la rece pentru 20-25 de minute, timp în care ne vom ocupa de crema de brânză. Pentru început vom hidrata gelatina în sucul de clementine și o vom da deoparte până se hidratează, adică până se umflă. Cele 150 de grame de zahăr le vom pune peste crema de brânză, o linguriță de extract de vanilie, o linguriță și mai bine, și apoi vom mixa până se topește zahărul. Batem și frișca. Topim gelatina pe care am hidratat-o pe baie de abur sau la microunde și o încorporăm în crema de brânză. Amestecăm energic astfel încât să nu se facă cocoloașe. Iar acum adăugăm și frișca bătută treptat. La început amestecăm cuptelul. Așa pentru prima parte. Iar după aceea cu o spatulă cu mișcări largi de sus în jos. Adăugăm și afinele și apoi turnăm peste stratul de biscuiți. Iar acum îl dăm la rece pentru minimum 2 ore. Pentru topping punem afinele, zahărul și 2-3 linguri de apă, dar mie mi-a rămas niște suc de clementine, așa că o să-l pun pe acesta. Și o să las să fiarbă până obținem o consistență similară magiunului. Am obținut și consistența dorită pentru topping. Turnăm ușor călduță. Nu cumva să turnați fierbinte sau caldă, dar nici rece, pentru că este foarte important să fie ușor călduță, astfel încât să facă priză cu stratul de cremă de brânză. Nivelăm frumos și dăm la frigider pentru o oră, oră și jumătate, după care se poate tăia și servi. Acum că a trecut timpul de stat la frigider, cu ajutorul unui cuțit cu lama îngustă și foarte bine ascuțit, depărtăm ușor marginea formei. Iar cheesecake-ul nostru arată așa, cu fructele de afine în interior și cu un strat de dulceață care se scurge peste el. Vă doresc poftă bună!